Ziua instituției prefectului a fost sărbătorită pentru prima dată în Ialomița. Evenimentul a fost marcat de autoritățile județene în semn de recunoaștere a rolului și meritelor acestei instituții la dezvoltarea economică, culturală și socială a României. În cadrul unei conferințe de presă, prefectul județului Ialomița a prezentat diferite etape din istoria instituției prefectului, menționând de asemenea că propunerea legislativă privind declararea zilei de 2 aprilie, ziua instituției prefectului, a aparținut Asociației Prefecților și Suprefecților din România, având ca inițiatori foști prefecți și actual demnitari. Noțiunea de prefect a fost instituită prin legea comunală din 1864 și legea privind înființarea Consiliilor Județene din 2 aprilie 1964, care prevedea ca prefectul, cap al administrației județene, dirige toate lucrările acestei administrațiuni și execută hotărârile Consiliului Județean. De-a lungul timpului au fost și cu sprijinul colegilor mei, vedeți o parte din foștii prefecți care au județul nostru și după 90 și înainte de 90, sunt o parte din ei. În 2006, prefectul a devenit un alt funcționar public, posturile fiind ocupate din categoria acestor un alt funcționar public. Vă recomand să recomandăm exemplare pentru cei care nu le-au și cartea care am scris-o cu istoria instituției prefectului în Ialomița. Acolo, în ultima parte, este o extras în facsimile, documentarea lui Titu Maiorescu din 1988, Camerele Reunite, în care discută despre administrație și cum ar vedea această administrație Titu Maiorescu la vremea respectivă. De ce fac acest rudiment la Maiorescu? Pentru că în proporție de 90%, cele constatate atunci de Titu Maiorescu în privința administrației publice sunt valabile și astăzi. Așa cum vedeți, am invitat și colegii, nu poți să faci conduci singur în instituție, sprijinul pe care îl primesc în conducerea instituției și eu și doamna prefect. Este netrecuteții din partea colegilor și în această zi aniversală ne mulțumesc pentru întreaga activitate. Marcarea evenimentului acesta a fost poate acum 2 ani când ați lansat acea carte inspirată privind administrația de la ispravnic la prefect, o carte în care se adună toate informațiile de la 1864 și până în prezent. Este foarte importantă pentru instituția noastră și este de recomandat și pentru presă, pentru colegii noștri, pentru alte instituții. Astăzi nu facem decât să marcăm din punct de vedere juridic, pentru că s-a legiferat ca 2 aprilie să fie ziua instituției prefectului, fapt care ne bucură în mod deosebit. La fel ca și domnul prefect, și eu vreau să le mulțumesc colegilor pentru fiecare zi în care își desfășoară activitatea, o activitate destul de amplă. Acum suntem chiar într-un proces electoral și va fi o activitate deosebită. Mulțumesc foarte mult colegilor și le doresc succes și la mulți ani. Evenimentul a fost urmat de o activitate de plantare a 100 de tei argintii în zona cantonului Silvic numărul 13, Cot Drăgan, din cadrul ocolului Silvic Slobozia.